Înțeleg produsul, cred că asta este cel mai esențial. Sună foarte interesant, vreau să elaborăm. Da. Ce înseamnă și cum se administrează un proiect de apart hotel de lux? Alături de mine Corina Olaru. Acolo am reușit să gestionăm foarte bine, că o problemă mare e transportul, să găsești și transport care să fie fezabil, funcțional și la niște prețuri decente. Eu îmi iau un card de room to alpha. Da. Să presupun. Acum nu-ți propui neapărat, mai ies un deal, dar dacă vezi o oportunitate, vrei să o dezbați. Și cum arată acest grup de firme al tău peste 5 ani? Și până îmi găsesc eu chestiile pe care mi le-am făcut ca și research și m-a ajutat un pic și echipa, deși acum tu ești destul de vizibilă și văd că ai tot mai multe apariții, dintre toate pălăriile pe care le porți, care este pălăria pe care o poți cel mai des acum? Fac așa un pic de rotație în proiecte și pe focusuri diferite, că la un moment dat, dacă mă aplec asupra tuturor în același timp, în aceeași măsură, mi se amestecă puțin ideile în cap. Am acum focus pe Room 12, sper că în 2 săptămâni mă mut prea proiect și fac așa o survolare de deasupra cu intervenții mai deep pe rând și pe perioade scurte. Dar ceea ce am constatat cu plăcere, cred, și cu surprindere în ultima perioadă este că pentru mine, de fapt, nu e niciun proiect în parte mai special decât altul. Și că, de fapt, mă regăsesc în toate și că toate sunt ceea ce eu sunt. Mixul dintre ele e cel care mă definește pe mine și că, până la urmă, e despre definirea, devenirea mea ca individ decât specificul fiecărui proiect în parte. Dar deși am multe, da, nu mai fac o diferențiere între ele și cred că între pătrunderea dintre ele. Până la urmă ești antreprenor între toate. Da, și sunt eu. Eu sunt eu. Cred că cu tot ce am știut eu sau ce simt că îmi place, de la hobby până la pasiune, până la gândirea mea, până la rațiune, până la educație, până la tot, le amestec așa între ele, într-o ciorbă. Să fie o ciorbă cu poftă multă de mâncare, dar că ești designer, da? Am devenit, după ce am fost artist și fotograf, am ajuns la designer. Am stat mult în proiecte, adică n-am fost genul care să abandonez. Chiar am luptat foarte mult în fotografie, am făcut 15 ani. De 15 ani de fotografie? Da, dar n-am știut business. Ok. Am plecat de la facultate de artă, știam să pictez frumos cu pensula, desenez cu creionul, cu rezultate naționale, internaționale, olimpiade, dar n-am ajuns la contabilitate și la cum să monetizez niște calități. A rupt filmul pe o perioadă foarte lungă, deși valoarea, rezultatul muncii mele ca valoare era, dar n-am reușit să o convertesc într-o lejeritate financiară, măcar. Dar aveai nevoie să ai skill-urile antreprenoriale pe momentul în care erai artist, da, fotograf? Da, fotografia, am fost antreprenor, practic. Am fost freelancer și atunci am lucrat cu toate agențiile publicitate, cu reviste, cu diverse branduri mari care își făceau... Deci trebuia, ar fi trebuit, da, tot ce ține de toate departamentele unui business, ar trebui să le bifez. Ori, și mai era, cred, un aspect, odată că n-am avut cunoștințe, era și o perioadă în care greu întâlneam resursele din care să capăt cunoștințele. Probabil că așa s-a întâmplat, că nici nu am fost neapărat însoțită în prieteni, în anturajul meu de oameni cu know-how pe business de la care să învăț. Și uimitor, tocmai de curând, în contextul în care am dezvoltat acum niște business-uri, am realizat că eu niciodată n-am avut în minte că eu trebuie să fac bani. Interesant. Pentru că eu, pornind ca artist, artistul întotdeauna vrea recunoaștere. Doar că banii sunt o consecință a talentului, dar nu doar a talentului, ci și a capacității de marketare a talentului. Și aici skill-urile antreprenoriale vă fac diferența, dar știi ce mă gândeam? Că parcă ar fi nevoie ca acești artiști să fie impresariați și ca și freelancer poate simțeai fix carența aia. În momentul ăsta există companii, agenții de management, de artiști, de la fotografi, cântăreți, atunci în perioada nu exista nimic. Mm-hmm. Și este practic susținerea pe care, de business, pe care cu siguranță m-ar fi ajutat și pe mine, dar nu mai sunt chiar la 25 de ani și atunci când mi se întâmpla mie nu existau. Și recunoașterea când a venit? Recunoașterea, știi cum, că și asta realizez, că recunoașterea, dacă nu vine financiar și financiar și tot nu e până la capăt. Adică o ai recunoaștere pe o zonă din ce poți să realizezi. Și asta a fost, cred că, conștientizarea mea mai recentă, că dacă nu obțin și rezultate financiare care să mă bucure sau cu care să fiu eu mulțumită, tot nu e recunoaștere.
față de mine, în primul rând, nu față de societate, până la urmă. Și ce ai făcut? Ai început să studiezi antreprenoriatul sau lucrând day by day pe proiecte ai reușit să avansezi în domeniu? Am crezut la un moment dat că dacă aduc o echipă, poate să preia visul meu și viziunea mea și să o ducă mai departe. Și am realizat că viziunea, de fapt, după ceva timp de experiențe cu diverse echipe, am realizat că viziunea o văd doar eu. Și acum exercițiul meu este să o pun foarte clar pe hârtie și oamenii să implementeze. Să nu mai las atât de multă libertate în ceea ce văd ei, pentru că ei nu văd ce văd eu. Și ăsta e un talent, să visezi mare, să poți să definești visul și după aia să aduci visul ăla frumos în echipă și să-l distribui. Tot să nu dormi în fiecare noapte, pentru că nu există o garanție că vei ajunge vreodată undeva și nu poate nimeni să vină să-ți spună visul tău e bun. Există confirmări sau validări în anumite momente, te duci acasă și te bucuri de ele, sar într-un picior. Siguranța nu ți-o poate da nimeni. Și cu toate astea, keep going. Cred că e și modul meu de funcționare. Dacă nu e challenge, nu am motivație. Challenge-ul îmi trebuie și tot timpul faptul că există un challenge și un risc, de fapt, asta mă alimentează. Asta e o discuție generală, de fapt, despre antreprenoriat. De pictat mai pictezi acum? Nu, dar am așa uneori gânduri că după ce pun lucrurile pe picioare, s-ar putea să fie un mod foarte bun pentru mine la a mă întoarce și a face lucruri doar ca să mă exprim rapid. Pentru că acum sufăr de faptul că să crești un business poate să dureze ani de zile. Și am nevoie de satisfacție acum, rapid. Și când făceam o poză, ieșea un rezultat rapid. Da. Erau procesele rapide. Acum am văzut că procesele durează mult și la început a fost o grea acomodare. Aprecierea și gratitudinea pe termen foarte scurt sunt una dintre adicțiile și subiectele mediului online. Ne și mai ținem cu sportul ca să ne mai dăm altfel de dozăm, echilibrăm așa. Dar cu conștiență. De fapt, cred că cel mai frumos lucru care se întâmplă în toate procesele astea este că te dezvolți și începi să te cunoști pe tine și tu devii și afli despre tine cine ești, dai provocări mai multe, cu cât intri mai multe lucruri mai inconștient, mai noi pentru tine sau mai te descoperi. Eu știu 3 proiecte de ale tale și aș vrea să, dacă crezi și tu că e oportun, să ne aplicăm asupra lor câte un pic pe fiecare, pentru că toate mi se par super interesante. Sigur, unele sunt mai aproape de expertiza pe care o am eu, dar hai să începem cu Retros. Spune-mi un pic despre proiectul acesta. Este un business în care eu am intrat, nu am fost fondator. Sunt asociată jumătate cu partenerul meu, Marius. El are know-how de business, adică talentul de a identifica în orice context piese de mobilier valoros. Practic, noi vindem, în primul rând, găsim, identificăm, le găsim, le achiziționăm și vindem către clienți piese vintage de mobilier mid-century modern, este stilul. Sunt piese de mobilier care erau contemporane și moderne acum 50 de ani și ele vor fi și peste 50 de ani. Ceea ce și îmi place foarte mult, ce mă apropie pe mine de mobila asta, mă regăsesc în piese timeless. Adică nu cred atât de mult în trenduri. Tot timpul acel timeless și valoarea care există, indiferent de... Mai trebuie adus în contemporan, în interioare, de exemplu, se face că pui piesele astea lângă niște piese moderne sau niște contexte foarte moderne și actuale și atunci acolo devine o valoare foarte mare. Și aici partea de scouting de produse se întâmplă cu... Asta este talentul echipei partenerului meu. Și a fost un business creat, adică Marius ca și mine nu a venit dintr-o zonă de business, l-a dezvoltat până la un punct în care a început să stagneze, nu din cauza limitării pieselor, ci din cauza know-how-ului lui de a duce mai departe. Audiența de unde ai? Din România, dar acum ne extindem internațional și de fapt piața internațională este mult mai valoroasă, pentru că noi găsim și la prețuri foarte bune, iar în zona internațională e un model de business, să zic așa, mult mai cunoscut. Dar vă promovați online sau unde? Și online. Cum vă găsesc clienții din internațional? Că partea asta cu expansiunea internațională este mereu un topic interesant, atât pentru tech cât și pentru non-tech, dar știu că de fapt procesul este totuși unul complex, chiar dacă cumpărătorul este bun platnic, plătește mai mult pentru produse pe care... Există deja un sistem precreat, sunt platformele mari internaționale de genul ăsta de mobilier și practic noi listăm produsele noastre pe platformele internaționale. Sunt marketplace-uri. Și ca
care de fapt ei au ajuns foarte mari, foarte sus, sunt foarte cunoscuți, sigur că iau și un comision destul de mare, dar... Dar piața este creată, e predictibilă, da, ai costuri, da, în momentul în care vinzi, toate lucrurile și avantajele specifice, da, lui marketplace. Da, acolo am reușit să gestionăm foarte bine, că o problemă mare e transportul, să găsești și transport care să fie fezabil, funcțional și la niște prețuri decente. În același timp ne-am pus în sfârșit la punct site-ul și am început să facem campanii pe anumite țări și să testăm, de fapt, știm că UK e o piață bună și să ne extindem cu siguranță și în țară, pentru că ne-am bazat foarte mult pe social media până acum, care totuși limitează. Da, o piață bună înseamnă că înțeleg produsul în primul și rând, sunt disponibil să plătească pentru el. Înțeleg produsul, cred că asta este cel mai esențial. Dacă tu înțelegi că valoarea e un produs nou pe care l-ai cumpărat acum și nu vezi valoarea într-un produs care chiar dacă e vintage, e folosit, nu e nou, are patina timpului, dar a rezistat timp de 30 de ani, 50 de ani în stare perfectă. Asta este pur și simplu o chestie un pic de educație, de gust, de vizual, de estetică vizuală, de înțelegere a ergonomiei, a funcționalității unui produs. Acum, de ce să zic, din cele mai multe ori cumperi un scaun acum online, scaunul ajunge la tine acasă și când te așezi pe el, zice, aoleu, ce am făcut, că nu pot sta mai mult de jumătate de oră, că nu, sau că nu e comod. Ori în astea ale noastre, vechile noastre, când te așezi, nu vrei să te mai ridici. Te îmbrățișează. Da. Și sper că pe zona asta să dezvoltăm în curând și parte de închiriere de mobilier pe termen lung. Și acum, ca model de business, este văzut că, sigur, pe măsură ce vom crește, vom renunța la showroom-uri mari și ne vom direcționa mult către online și poate cu niște magazine, niște galerii mai mici, poate și internațional, care să fie niște puncte de atracție, care să capteze vizibilitate, dar încet, încet să dezvoltăm pe online. Asta e furniture as a service, dacă închirierea de... Da. Păi, știu că există device as a service, software as a service și așa. Există țări în care e închirierea de apartamente se face fără mobilă sau cu minim de mobilă și vin în parteneriat, în ofertă, sunt pachete cu parteneri de la care tu închiriezi mobilă și chiar îți poți face apartamentul pe stilul tău. Erau câteva, de fapt era o companie destul de extinsă ca și teritoriu de coworking spaces din Germania, care se extindeau pe Tire 2 ca și Cities, cu care am lucrat o perioadă lungă de timp într-unul dintre proiecte și felul în care își dezvoltau expansiunea era fix așa, lua un birou în chirie. Odată ce lua în chirie birou respectiv, își lua mobilierul tot în chirie, ca după aia să poată da în chirie mai departe către beneficiarii finali. Și sunt convins că mai ales piața de executives în care corporate... Mai ales cei care se relochează, stau 2 ani, un an, 2 ani într-o țară, au un contract și ei nu vor să achiziționeze nimica pentru că nu rămân cu ei. Asta e audiența și de la Room 12 sau este diferită? Nu, audiența de la Room 12 este exclusivistă. Ok, spunem despre Room 12, te rog. Room 12 e o clădire cu apartamente de închiriat, îi spunem noi casă, Room 12 House, pentru că are sentimentul, dă sentimentul de casă, în care ai toate serviciile și tot vibe-ul. E mai mult și de la servicii, deja putem să începem să enumerăm servicii, dar de fapt este tot ambientul pe care îl are un locatar. De la fiecare apartament e diferit, îl mobilat, alb, nu mi-a plăcut, n-am folosit. Totul e și de o cromatică, adică intri într-o lume în care ori te regăsești, ori nu te regăsești. Da. Este clar. Și până la urmă proiectul te reprezintă, adică designul pe care a fost o atitudine și o asumare, sigur. Și până acum toată lumea care vine și vizitează locul sau vine să stea la noi sau la evenimente, efectul este wow. Avem de la sală de sport, lounge cu spații comune, magazin de gastronomie și produse, nu știu care, e convenience să-l ai acolo jos. Concierge 24/24, asistent personal, housekeeping, mentenanță. Nu suntem neapărat ieftini, adică ne adresăm celor care chiar au această nevoie. Și a fost poate cel mai frumos lucru pe care mi s-a spus. Întotdeauna m-am gândit, noi trebuie să oferim, de fapt, susținerea și suportul pentru cineva care cu timpul lui face lucruri valoroase care sunt importante pentru el și nu vrea să-și bată capul cu alte detalii care sunt doar administrative, să spunem așa. Mamă, ce bine sună asta! Și chiar am primit un feedback din partea unui client care lucrează într-o zonă creativă, pentru care știu că atunci când el a venit la noi, nu plătea un preț cu care el să fie foarte confortabil. Și mi-a spus, de când eu stau aici, nu e neapărat affordable pentru mine, poate nu face sens financiar, însă mi-am dat seama că vibe-ul de aici mă pot concentra și eu stând aici,
devin super eficient și creativ și mă ajută în evoluția mea. Și este atât de clar, mi s-a întors fix ce mi-am dorit. Da. Și altfel, sigur că putem să vorbim de nume foarte mari, de business people, antreprenori, că au ajuns poate cei mai mari din business-uri românești, care nu mai locuiesc în România și când vin stau la noi. Oferim, desigur, discreție, asta e privacy, ies lucrurile cele mai importante. Și, de fapt, ce mi-am dorit, pe lângă partea de design, am pornit ca designer. Da. Dar eu nu mai pot să vorbesc despre design în RomTool niciodată. Mi se pare că e o ecuație în care fiecare element e important. Dar ce am reușit să aduc e să încep să creez o comunitate de oameni care se think alike și se pot întâlni într-un spațiu în care se simt suficient de asigurați că oamenii ceilalți sunt asemenea lor și pot să-și lase barierele jos. E și spațiu. Au spațiu de confort în care pot să trăiască. Da, se simt că nu sunt judecați, nu sunt văzuți, nu sunt, și atunci chiar și oamenii care se protejează să nu fie văzuți și nu prea se afișează și nu prea se deschid și își pun așa, își construiesc tot felul de garduri și de limite, în medii, în Room 12 e foarte vizibil că toți reușesc să lase zonele astea jos. Și mai de curând, ce am făcut este că am lansat Room 12 Membership, în care vreau să creez o comunitate, dar valoarea membership-ului, de fapt, să fie la nivel internațional, adică prin parteneri, tu care ești clientul, tipul de client Room 12, când călătorești, pentru că de obicei sunt oameni de business sau care călătoresc mult, oriunde pleacă, oriunde merg, să fie covorul roșu, să fie, de fapt, membership-ul ăsta, să le dea un statut. Sună foarte interesant, vreau să elaborăm. Da. Eu îmi iau un card de Room 12, da, să presupunem. Și clar, am niște beneficii acasă, adică în București, cu cardul acesta. Și mă duc în Viena, voi aveți acolo un corespondent care, sau? Avem corespondenți, parteneri care pot să organizeze, nu știu, de la concierge care îți dau intrare la orice fel de eveniment în care e greu să intri, de la plecând de la București, că ai protocol la Otopeni, că să te însoțim pe parcursul... Tot journey-ul sunteți alături de mine. Da, ăsta cu siguranță este un lifetime project. Am început deja să dezvoltăm parteneriate și va fi chiar mai complex de atât, pentru că am realizat că dacă mă îndrept în oferta asta de memberships către o comunitate care este de o vârstă mai 50+, poate care au realizat deja și au capacitate financiară și așa, atunci nu e neapărat un succes. Eu vreau să fie lângă noi cei de 22-30 care să crească cu noi. Și atunci în comunitatea asta vizez să am și oameni tineri care sunt alumni de școli sau și îmi doresc acel de vârstă mare să se uite în jos și să-ți găsească managerul de la compania lui, care va fi ăla care va duce mai departe. Asta e chiar un efect de comunitate. Da. Tânărul care este la noi iarăși poate să facă de la internship în companiile celor care, să se susțină reciproc, să învețe. Și asta de obicei în societate nu prea se întâmplă. Nu e mecanismul de acasă, tată-fiu sau... E în alt tip, se dezvoltă în alt tip de medii. De obicei cei tineri se duc în mediile lor, cei în vârstă se duc în mediile lor și lor li se pare că nu se întâlnesc. Dar dacă reușesc să-i aduc la mijloc, să creez contextul ăsta relaxat de care vorbesc, în care ei să se deschidă. Un spațiu de încredere. Da, și altă categorie este creative. Soho House, în care tot apropo de cineva care locuiește la noi și care vine într-o industrie creativă, vorbind, povestindu-mi cum vede el activitatea lui profesională, este o lecție de business printre cele mai clare, mai limpezi și mai valoroase pe care am auzit-o vreodată. Și niciodată unul care are un business mare, nu știu, foarte clar, în niște industrii grele sau așa, nu s-ar uita la celălalt și să vadă aceste aspecte. Și oamenii tind să judece și să vadă doar în bucățica lor, și dacă îi pui la un loc și lasă un pic garda jos, se creează așa niște lumi de o valoare foarte mare, pentru că informațiile între ei încep să circule și Dar oricum suntem obișnuiți ca suntem media oamenilor din jurul nostru, așa că dacă tu facilitezi un spațiu în care experiența, rezultatele, knowledge-ul pe care l-au oamenii din jur sunt foarte ridicate, devine de fapt un centru de dezvoltare a comunității respective. Da. Și chestia asta la care te gândești, ok, dar trebuie să fie și de altă categorie de vârstă, nu doar de 50 de ani. Da, ei sunt cei care trebuie să duc acolo aportul meu și dat înapoi în societatea unor valori și a unor principii, eu cred, de fapt acolo se întâmplă. Și zice, mi se pare mai interesant că e în jurul unui concept de
home house, ci nu în jurul unui concept de business. Dacă ei se duc la restaurant, la oricare restaurant în oraș, nu se simt la fel de confortabil. E mediu în sine. Dacă se duc în alt context, nu știu, e un summit, e un așa, iară nu nu se întâmplă aceste lucruri. Chiar aici mă gândeam, fac și eu parte din câteva cluburi de business și știu că ne întâlnim. Adică există partea, ce fac copiii, ce face familia, 2 minute. Și după avem un focus de business și suntem destul de... Networking. Networking oriented, ca uite, acum nu-ți propui neapărat, mă ies un deal, dar dacă vezi o oportunitate, vrei să o dezbați. În schimb, un loc în care it's a lifestyle, ești acolo și ai, cum ziceai tu, acest spațiu de încredere în care putem să share-uim și să lăsăm garda jos, e cu totul altceva. Da, nici n-am făcut până acum comparația în mintea mea cu un club de business, dar așa este. De fapt, aici acolo e mai rece, mai tranzacțional. Aici mi se pare că poate să apară o căldură a comunității. Da. Nu că așa am o problemă cu cluburile de business. Funcționează, au toate foarte bun rol, dar este alt model și aici mi se pare, wow, interesant. Și ar merge un proiect de genul acesta doar în București sau ar putea să meargă și în orașe mai mici, nu știu, ca și Cluj, Timișoara, I don't know. Pentru mine abordarea asta că un timp am implementat clădirea cu funcționalității, cu servicii, a fost o bază fizică, să spun așa, de creere, de context în care se aduce o comunitate. Și de când am ajuns la acest moment de aducere, de începere să aducem comunitatea, a fost așa, mi se pare că am crescut potențialul ideii de business infinit. Pentru că oamenii sunt cei care duc mai departe și modelul ăsta de business, dacă pornim de la comunitate, se poate dezvolta în multe alte. Nu mă mai leagă de locație. Pot să merg să încep să am chiar și locații mai mici sau să am întâlniri Room 12 în altă parte. Comunitatea sau oamenii să circule internațional și... Și vezi un suport digital pentru comunitatea asta ca să enable by tech? Sau cu ai siguranță că la un moment dat o să mutăm și o să implementăm acest membership în celălalt proiect. Care al treilea, de care știu. Spunem despre... Aplicația Artful Living, care este un produs tech. Vorbim de produs tech și realizez că eu vorbesc că am un startup în tech. De fapt, nu e neapărat un startup în tech, e un business de hospitality. Enabled by tech. Enabled by tech. Și vorbim de servicii la domiciliu, la cerere. Aici modelul de business este parteneriate cu furnizori existenți în piață de servicii, în care am agreat practic un comision. Clientul primește, clientul final vede același preț pe aplicație ca și pe site-ul furnizorului. Și de când cu pandemia și de când anumite schimbări de comportament în cadrul în viața utilizatorilor, mulți au început să solicite servicii la domiciliu pentru că este mult mai ieftin, chiar dacă poate plătesc mai mult în bani, să vină cel care îmi face unghiile sau cea care îmi face manicura acasă, decât să stau jumătate de oră pe drum să mă duc la salon, să mă întorc jumătate de oră pe drum, ora aia, dacă sunt un om care produce sau chiar și dacă nu fac nimic și stau și mă uit la tavan, mă relaxează și are un impact pozitiv în business-ul meu, deja e o valoare. Da, mă gândesc că nevoia asta o am și eu deja, nu cu unghiile, și cu poate un masaj la ceafă seara când ajung acasă obosit. Da, ce să mai spunem că vine frigul și toți trebuie să ne schimbăm anvelopele cu alea de iarnă. Da, și vine cineva păi să nu vine un service, să vină, sunt și service mobile, vine și ți face în fața blocului și ți-ai văzut de treabă. Sau ți-o ia, ți-o duce la unde îți schimbă el și se aduce înapoi. Asta pare valoros. Da, și e de sezon. Da. Adică am realizat că pentru noi marketingul poate fi și de sezon contextual, că începând așa să marketizăm produsul, am zis, păi nu înseamnă pentru utilizator nimic, dar zero barat. Dacă eu mă duc și spun... Aplicația mea este One Stop App. Da. Tu găsești tu găsești tot acolo. Da. Tu ai o nevoie, te-ai ciocnit o situație și vrei soluția. Un link specific. Da, și ca să ajungi tu că aplicația asta ea trebuie să fie o concluzie. Să înțelegi că aplicația este One Stop App și că găsești acolo toate categoriile. Practic, dacă descarc aplicația, îmi pun o adresă, adresa respectivă îmi dă proximitatea de servicii, toate sunt și servicii generale și servicii specifice și orice aș avea nevoie, câte 10 de servicii sunt? Sunt 200, 40 și ceva de furnizori și chiar și așa realizez că nu sunt destui, adică trebuie să dezvoltăm mult mai mulți. Și cred că și furnizorii de servicii trebuie să devină cât mai... E totuși piața asta de servicii la domiciliu și ca și număr de furnizori este încă la început în România. Noi am început în România, acum suntem activi în București, dar e un proces ongoing și din partea furnizorilor. Știi la ce mă gândeam în timp ce te ascultam, îmi dădeam seama că
Dacă eu aș fi dezvoltator imobiliar, primul lucru la care m-aș gândi este să dau această experiență digitală locatarilor și să le spun tuturor, ok, uite, vând apartamentele, poate le dau închirie, I don't know. Am făcut dezvoltarea, am 150 de apartamente, 150 de familii. Uitați, aici e aplicația care pe adresa asta are maintenance-ul. Eu am pornit cu toate ideile într-un mod foarte holistic, așa, și până la urmă am îmbinat toate proiectele pe care le dezvolt și am plecat de la clădirea Room 12, unde îmi doream să clienții din locație să poată apela la servicii. Și așa am început să dezvolt. Am realizat că, de fapt, acest produs ar fi foarte bine targetat pentru și foarte util ca și tool pentru ansamblu imobiliar, dezvoltator imobiliar, ansamble imobiliare, pentru că ei pot face conexiunea între utilizator, care este proprietarul sau chiriașul apartamentului, servicii pe care le oferă locația, în incinta locației, desigur și servicii cu furnizori externi, și să leg în spate și cu companiile care deservesc clădirea, adică companiile de mentenanță, de facility management. Atunci nu mai sună utilizatorul din apartament pe Gigi de la recepție, pe vreun grup de WhatsApp, pe un grup de așa, ăla săracul nu-și mai vede capul lui unde îți găsească furnizorul. Dacă furnizorii care deservesc deja clădirea, de la electricieni, instalatori, ventilații, grădinărit, curent pe curățenie, scară, spații comune, își listează serviciile pe locația respectivă, practic totul merge printr-un concierge care e aplicația în sine și există și trasabilitate. Duci furnizorii care deservezi deja clădirea, îi duci și în apartamente, pentru că de obicei administrația locației i-a antamat pe furnizori doar pentru spațiile comune, deci practic companiilor de servicii le dai mai mult de lucru, le dai client și îți ajut și tu, dacă ești deținătorul clădirii, să ai o trasabilitate și să lucrezi cu aceleași companii, că altfel va veni fiecare companie de electrică altfel, păi circuitul tău sangvin, să zic așa, va fi scurt circuitat în multe locuri și că nu se păstrează o trasabilitate, garanții ale, nu știu, serviciilor, instalațiilor ale... Și în modul ăsta începem acum să implementăm și în alte locații mai mici, să învățăm și noi un pic despre nevoile altora și ce putem și cum putem să-l cap, pentru că apoi sper să mergem către locații mari, dar după ce testăm, să trecem printr-o experiență care să ne ajute să... Asta înseamnă că dacă eu sunt locatar într-o locație care nu are încă un deal cu Artful Living, aș putea să exprim, uitați, guys, eu folosesc aplicația, da, ăsta e dezvoltator imobiliar, sau de ce nu în comunitate, că până la urmă avem grupuri de WhatsApp în care povestim, noi ca și vecini. Da. Hai să solicităm integrarea aplicației, odată integrată, să punem și servicii specifice. Ce înțeleg eu este că am serviciile contextuale locației, care sunt foarte utile, și la momentul respectiv toate sunt într-un singur loc și, cum spuneai tu, există această trasabilitate și lucrurile astea sunt foarte valoroase de ambele părți. Și mai sunt celelalte generale pe care le aduceți ca să putem să completăm tot palierul și ce am eu nevoie la domiciliu se poate întâmpla. Nu știu, pot să solicit să-mi ia cineva hainele să-mi le ducă la curățătorie. Să se ducă la curățenie, să vină să-ți facă analize de sânge, să vină acasă, să vină să-ți ia câinele pentru avem pet care, să-ți hrănească, să-l plimbe. De la, nu știu, flori, de la... Vă vrem și în Cluj, sport, vrei antrenor, vrei... Bine, nu mai vorbesc de curățat draperii, curățat canapele, curățat covor, curățat... Asta cu analize de sânge, să știi că m-ai surprins. Mi se pare senzațional. Sunt servicii, dar sunt, gândește-te că ți iau copil mic și se îmbolnăvește copilul, acum țipă noaptea, are febră 39 și nu știi de unde să o apuci. Mai mai gândești și la străinii care vin în România și stau aici și ei sunt cei mai puțin lipsiți de nu știu nimic. Și pe partea de, hai să zicem că poate încă, mai sunt reticențe în sensul în care locuitorii noștri români sunt un pic refractari și temători să le intre cineva în casă, în mediul privat sau, mai ales dacă e la vorba de curățenie generală, dacă vine ți-a covorul și ți-l aduce înapoi, sau ți-a pantofii la curățat și ți-l aduce ca noi, asta nu e o problemă. Dar mă uit la serviciile legate de service auto, de lucruri auto, adică care sunt foarte la îndemână. Păi cine vrea să mai stea să mă duc cu mașina la service, stau acolo 3 ore până statul ce are până... Mie nu mai îmi place să merg nici în benzinărie, îți recunosc. Când ajung să nu am carburant și să mă duc la benzinărie, mi se pare... Da. Dar asta e o chestie specifică ca și comoditate. Vai! Nu? Să speli mașina, îți place? Să ia cineva mașina, să o spele și să o ducă înapoi. Dar e și aici o chestie. Cred că există încă două elemente. Unul este trustul pe care îl dați voi, că probabil
certificați aceste companii, deci odată cu cât crește încrederea în aplicație, crește și încrederea în furnizori listați în aplicație, și dacă ei sunt stabili ca furnizori și eu îl văd tot pe Ionuț că mi-a mașina să ne spera, da, asta încep să am încredere și dacă ei, și nu știu dacă așa funcționează. Noi suntem transparenți cu cine e furnizorul din spate, uh-huh. Adică noi nu oferim, nu listăm doar servicii, uh-huh. Și tu nu știi, tu chiar începi la un moment dat să selectezi între furnizorul ăla pe anumită categorie de servicii, știi că ai avut o experiență mai bună sau mai slabă cu unul. Cu siguranță și noi în timp vom începe să triem ca să ajungem la furnizorii care prestează într-adevăr servicii la modul cel mai profesional, ca răspuns și... Dar da, e un proces și cred că nu suntem singurii care facem asta, cred că avem o abordare și o verticală de business cea cu implementare în locații care este valoroasă. Și acum cred că prin tot contextul ăsta holistic al business-urilor mele a apărut și o abordare de marketing care n-a mai existat, cu care îmi doresc să chiar să nu mă mai îndrept, să mă îndrept mult mai repede către toată țara. Îmi dau seama că am vorbit despre 3 proiecte și toate 3 sunt enabled by tech. La un Ce nu mai e astăzi? Numai că până la urmă, vezi, aduc căldura și valoarea unui obiect vintage, timeless, da. Și va fi enabled by tech. Aduc confortul casei, a unui cămin și tot prin mult tech și facilități acasă, tot ce mai e fără tech. Și ca și artist care a devenit și clar la proiectele ce le ascult, antreprenor, cum gestionezi activitățile de tech? Învăț. Te urmăresc pe tine la podcasturi, da. Te caut pe tine, aflu că există angel investor și asta nu s-a întâmplat de mult, uh-huh. Și nu mi-e rușine să spun. Uh-huh. Adică e o provocare pentru mine să învăț. Să învăț este... Da, te pui într-un context în care dezvoltarea și educația personală, în special pe segment antreprenorial, it's a must. Da. Da. Așa, nici nu cred că trebuie să știu de toate. La un moment dat trebuie să am resursele să ajung în momentul în care să mă înconjur de oameni mult mai profesioniști și experți, fiecare pe domeniul lui. Dar cu siguranță și eu trebuie să învăț niște idei generale ca să am o viziune și modul în care ea trebuie să implementeze. Și mai văd două lucruri. Unul este că, de fapt, tu ca și artist ai avut impact în toate 3, inclusiv trecerea de la unul la alta, mi se pare că este specifică. Asta văd că este foarte valoros. Da, este. Și al treilea lucru identificat, toată e vorba despre comunități. Da, deci, nu mi-a zis nimeni așa de clar punctat. Dar toate 3 e vorba de comunități. Acolo trebuie să fie o comunitate care să înțeleagă niște produse vintage, să se unea. Adică tu în momentul în care înțelegi obiectele astea de mobilier, care au patina timpului, dar sunt mereu actuale, te întâlnești cu un grup similar și rezonezi cu ei, începi să ai puncte de legătură și se creează bonding-ul ăla. După aia mi-ai spus despre Room 12. Oamenii își găsesc un spațiu în care lasă garda jos, comunică, se dezvoltă o comunitate, știi, în care încep să creadă. Și intrăm în a treilea, în care aplicația te face să ai trust în niște furnizori, da, în care tu te simți confortabil în relația aia, câștigi și mai mult și mai multă experiență și mi se pare că toate 3 merg în building community și în a dezvolta o experiență. Da, nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost să am un singur tip de produs, să stau doar în el, vertical, așa, liniar, când văd de fapt că toată harta asta pe care am creat-o se întâlnesc niște lumi paralele, acolo se creează foarte multe valoare adăugată luni și de la unii și de la alții. Am o curiozitate. Să presupunem că iei decizii bune și lucrurile merg în direcția potrivită. O să fac foarte mulți bani, mi s-a spus. Că sunt în fața ceva mai mare decât pot să-mi imaginez. Așa îmi place și chiar cred că e posibil. Eu sunt convins. Oricum, atitudinea potrivită e fix asta. Da, rolul meu este să-i alimentez pe ceilalți cu atitudinea asta și cu energia mea. Dacă vei manifesta de pe acum, chestia asta precis se va întâmpla. Când ești așa, să știi că asemenea naturii atragi. Da. Dar să fie așa, cum arată peste 5 ani Artful Living? Mă gândesc la Artful Living pentru că poate asta este mai... Și numele companiilor, dar Artful Living în sine sau zici de aplicație ca produs? De aplicație, mașină. Aș focusa pe asta sau dacă vrei să-mi spui cum arată peste 5 ani, toate lucrurile merg bine, da? Și cum arată acest grup de firme al tău peste 5 ani? Aplicația o să aibă poate în mod surprinzător ca și next steps în afara României după ce... noua idee, am mod de marketing și de abordare, chiar o să creăm o poveste în spatele acestui brand și atunci omul se va regăsi foarte mult în poveste și în personaj și asta cred că iară face o chestie de comunitate și de legătură. Și atunci pot să-mi imaginez că România o să o cucerim destul de repede.
Și asta eu vorbesc așa de idei care au apărut de o săptămână, dar m-am detașat de tot ce am gândit până acum ca abordare. Adică atât de mult cred în aceasta. S-ar putea să dovedim că e foarte simplu să implementăm în orașe din alte țări, în locații și să fie un mod foarte ușor. De, prin anumiți parteneri, poate nu trebuie să merg eu peste tot și să am echipele mele, poate că pot face cu parteneri locali. Totul e să împărțim până la urmă, nu e la modul de fiecare să stea cu acțiunile lui și să creștem împreună. Vizam sigur în 5 ani, nu cred că o să ajung eu în America și nici nu simt că îmi propun, dar cred că în Europa este suficient loc și s-ar putea să constat că este suficient loc, sigur trebuie research. În zone foarte neașteptate. Faptul că eu nu am experiență ca antreprenor în tech, în startup în tech, mă face să gândesc diferit de cineva care a făcut de multe ori același lucru, același drum. Care poate fi un avantaj major. Da, dar în binarea între ele, nu e ca și cum pot să mă dezic de suportul și de sprijinul cuiva care a trecut prin asta, dar faptul că eu vin într-o lume creativă și cred că de multe ori în multe dintre proiecte m-am aruncat cu o doză foarte mare de inconștiență pentru că nu știam ce înseamnă. Care de fapt e și un element de curaj care te expune și odată e și un risc, dar s-ar putea să ajungi mai la niște proiecte mai valoroase și mai neașteptate, mai ales că nu-mi setez limite. Auzeam o discuție între două persoane, cineva pe vânzări și el financiar. Eu nu vreau să știu cifre. Cifre înseamnă limită. Eu nu vreau să fiu limitată. Eu vreau să fiu liberă să conectez informațiile care ajung la mine. Sigur că trebuie traduse apoi într-un rațional. Nu, dar sună foarte interesant. Uite, îmi vinea ideea. Am diverse mecanisme în workshop-urile pe care le fac de sales și în special cele de management financiar și cum spuneai tu, PNL-ul, Excel-ul, cifre, dar de fapt determină niște bariere exacte. Da, pune foarte multe limite. Când lași, le eliberezi. Da. Vreau să spun că eu la Runtelva acum am ajuns să facem PNL-ul după un an jumate de funcționare și proiect pornit în 2009 cu amenajarea. Noi acum facem PNL. Acum am început să avem un pic de să înțelegem ce ni se întâmplă. Până acum... Și te simți mai confortabil în relația cu afacerea ca ai PNL? Da, sau? Este pentru mine ca experiență personală un moment în care încep să devin tot mai sigură și mai... Acum am ajuns la... Am evoluat la nivelul la care cifrele să nu mă mai sperie, ci să-mi dea încredere și siguranță. Încep să arată bine cifrele. Da, să fii conștient de dificultăți, de minusuri sau plusuri, îți dă o siguranță. Nu mă mai panichează. Deciziile driven by data sunt mai echilibrate. Deși constat tot mai mulți antreprenori care își asumă riscuri și zic ok, datele ne arată chestia asta, trendurile, tot ce analizează. În schimb, eu cred că și aici vor să schimbe parcursul. Mi se pare că lumea în care trăim acum, față de cea de acum 30 de ani sau așa, se mișcă lucrurile cu asemenea viteză, apar atât de des lucruri noi, abordări noi, interacțiuni, moduri noi de a interacționa, de a face lucruri în general în lume, printre oameni, încât tot timpul dacă nu ți-asumi că tot este potențial de dezvoltat proiecte noi, idei noi, din cauza vitezei cu care se întâmplă. Da, apar multe oportunități. Și atunci nu mai poți să stai nici să te bazezi neapărat pe calculele care se făceau în existența de acum 5 ani. Pentru că nu se mai aplică, de fapt, dacă nu vezi parametrii. Atunci ăla e riscul pe care totuși trebuie să ți-l asumi, chiar dacă tu ești foarte atent la... Vorbeai de angel investing. Îți propui la un moment dat să, pe una dintre proiecte, să ai vreo rundă de investiție sau încă în nu te gândești la asta? Mă gândesc. Nu am ajuns la o concluzie pentru că sunt multe... S-ar putea să am și o susținere din partea unui investitor financiar care știe proiectul și a fost un susținător oarecum al ideii și atunci și-ar dori, dacă și-ar dori de văzut. Cu siguranță, dacă ajung să mă îndrept către Angel Investment, mi-aș dori să mă regăsesc eu și să cred în acel partener. Cred că asta ar fi pentru mine valoarea cea mai mare, să văd că avem aceeași viziune și că putem duce împreună. Mie puțin vreau să am grijă de proiectele mele, să nu le stric printr-o asociere greșită, să spun așa. Cred că dacă ar fi poate să investesc, scuze că te întrerup, dar mi se părea foarte sharp ce ai spus și cred că dacă ar fi să investesc într-un proiect și aș auzi pe cineva care zice vreau să văd și să înțeleg partenerul de investiție înainte să iau decizia aia și să mă asigur că parteneriatul poate să funcționeze bine, aș fi și mai aproape cred decizia aia de investiție. Aia este de ideea succesului. Că după aia, dacă stăm, dăm atâta, nu credem în aceeași direcție, bruiezi... Cu diverse startup-uri cu care lucrez, intru în meeting-urile de venture capital pentru investiții de TVC, pre-seed, seria, așa mai departe, și văd un pattern care mă
deranjează, aș spune, intrăm în aceste call-uri planificate, cu documente prestabilite cu tot, și startup-ul din cele 45 de minute vorbește 40-43 de minute despre proiect. VC-ul oferă discuției 1-2 minute și pe când se răspundă lucrurilor importante care chiar ne interesează, este așteptat într-un alt meeting și trebuie să plece. Mi se pare așa de... adică dă-ne timp noi, startup-ul. E cel needy care are nevoie de bani, vrea să demonstreze, vorbește mult. În loc, da. Depinde cum se simte, da, fiecare antreprenor ca poziționare. Da. Dacă îți dorești banii aia și vrei să demonstrezi, ce, atunci, da, vorbești. Și e greu să fii relaxat, adevărul, când ai o nevoie. Înțeleg, dar ca să funcționeze parteneriatul, și VC-ul trebuie să se expună, să se lase cunoscut. Da? Startup-ul. Da. Trebuie să înțeleagă mai bine angel investorul, că e VC, că e angel investor, investitorul. Să-l înțeleagă, să-l asculte. Și în cultură ar trebui, ok, cât avem? 45 de minute, fiecare jumătate. Da. Eu în jumătatea mea îmi spun, tu în jumătatea ta. Adresează câte întrebări vrei și cum vrei, adresează câte întrebări. Și în perioada asta, ok, uite, am nevoie de o sesiune în care doar eu vreau să te cunosc pe tine. Great, și eu am nevoie în contrapartidă o altă sesiune în care vreau să aflu și mai multe detalii. Știi? Că ajung în col, se întâmplă, adică până să iei o investiție, ai 20, 30, 50 de meeting-uri și după care, da, progresezi pe ele, cu, zic, investitori diferiți. Ce, tuturor să le spui și tu să pleci din întâlnire respective fără să știi suficiente... Despre celălalt. Da, aș vrea să știu atâta de multe lucruri. Omul ăla, dacă e happy acolo, cel scouterul, da? Teza lor de investiții, cum arată? Da, în general, câți oameni se uită la ceilalți, ca oameni, ca interacțiune umană, da, ca oameni. Dar uite să te mai uiți, este ceva, e un defect al nostru, nu învățăm să ne uităm, da, să ascultăm, da, să ne uităm. Lasă-mă cu asta, cu ascultatul am trăit și eu și trăiesc în continuare o experiență grea, în care extrovertit fiind și salesperson, am învățat foarte greu că lucrurile pe care le știu nu mai trebuie să le mai spun, adică deja știu. Acum ascultă lucruri care nu le știi, că dincolo probabil sunt lucruri pe care nu le știi. Dar da, avem dificultatea asta și o regăsim în special în companii în care dacă ești în căutat de bani, da, deci vrei să ridici o investiție, să spui doar tu lucrurile în loc să lași partenerul să... Da. Am făcut în mintea mea un pic de paralelă că eu, dacă am fost fotograf foarte mulți ani, eu sunt educată, wow, să mă uit. Da. Și să observ și să analizez. Da. Și cred că mă ajută lucrul ăsta. În orice fac, că apoi, de fapt, declanșează, da, mecanism de ascultare, de observare, de ia uite ce vezi. Care, da, cred că mi s-a educat în atâți ani de vizual. Mamă, ce bine sună asta. Am învățat să văd și să ascult fiind fotograf. Ai simțit până acum asta că te ajută sau... Da, da, da. Păi da, da, să mă gândesc că am putea să aducem să creez un concept în care să aduc anumite tipuri de categorii de target, de profil în room 12, tot pentru că am văzut ca aia, care tot s-a făcut până la urmă din observație și le-am linkuit. Dar oamenii nu știu să se uite. Foarte valoros. Suntem încet pe final, dar sunt super încântat că am aflat și mai multe despre proiecte și că am reușit să cunosc și mai bine. Mai am totuși două întrebări înainte. În viața ta antreprenorială, când sau care a fost cel mai greu moment pe care l-ai experimentat? Fiecare moment, pentru că trebuie să învăț foarte mult. Necunoscutul sperie când, mm-hmm, nu știi cum să o apuci. Probabil că chiar fiecare. Și fiecare etapă e foarte grea, pentru că mă ciocnesc de să înveți cum să investești, de să înveți cum să coordonezi echipe, de să vorbești cum să înveți să comunici cu oamenii, de să vezi că ai o bază, dar după aia numai viziunea ta de fapt poate duce mai departe. Și în fiecare moment te panichează la început. Nici n-aș mai ști să spun greu. Grele sunt multe. Mi se pare că mai greu, singurul lucru important este să convertești într-un plus, să înțelegi ce ai făcut, să înveți din asta. Și în sensul ăsta, oricât a durut de tare sau a fost important, e că de fiecare dată am reușit să învăț din asta și să trag, să nu mai repet aceleași lucruri, dar de învățat am tot timpul. Și de fiecare dată, la fiecare moment, simt că e la fel de greu ca și altul. Da. Și spiritul ăsta al tău antreprenorial nu te oprește, totuși continuă în dezvoltare, ceea ce e apreciabil. Spune-mi atunci, care moment l-ai perceput ca fiind cel mai fericit în viața antreprenorială? Probabil când a început să vină recunoașterea proiectului Room 12, la care am și muncit foarte mult, adică efectiv am stat închis în bloc acolo, m-am și mutat acolo când a fost gata primul apartament și am și locuit singur în clădire și erau doar muncitorii care veneau ziua și m-am rupt de orice altceva. Și mi-a trebuit anduranță foarte mare să continui să cred în el și să am răbdare ca până la urmă să-l văd. După ce am început să deschidem locația, până am început să avem clienți, să fie, să avem și să cumva să vină din toate direcțiile, wow. A fost foarte nevoie de foarte multă anduranță și să-mi păstrez încrederea în proiect. Asta cred că poate a fost cel mai greu lucru. Am vizitat multe
locații în București și îți recunosc că terasa de la Room 12 a fost o experiență extraordinară. Și da, te felicit pentru ce ați dezvoltat acolo. Cu adevărat impresionant. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Eu mulțumesc. Noi ne știm de ceva timp și fiecare discuție cu tine e o plăcere. Mulțumesc, apreciez și sper să vedem proiectele tale prezente și în alte orașe, nu doar în București, dar de ce nu dar internațional. Și da, de acord, subscriu. Hai să ne întâlnim undeva mai pe drum, așa. Hai să ne întâlnim în mijloc, în drumul spre America. Așa, de acord. Mulțumesc. Da. Am făcut duo la cămăși albe. Eu am zis, cumva am zis că pe primele episoade o să le fac în cămașa. După aia o să iau un feedback de la audiență dacă să rămână în cămașa. Deși aș vrea să fiu un polo sau un tricou, știi? În schimb... Cred că la început e bine să păstrezi o notă mai puțin mai business și în timp așa să lași să vină, adică să se, să se construiască un pic de awareness pe un tip de imagine și după aia să... Pe de altă parte, dacă reușesc, încă tot lucrez, fac fondul de investiții, o să vreau să fiu asimilat ca un expert pe zona financiară și destul de la cămașă, să oameni. Vom vedea că audiența are diverse lucruri. Foarte fain cum vorbești natural și deschis. Am mai fost, membership, am vorbit live. Una e la totuși așa, într-o discuție cu cineva, alta e în public. Da. Cred. Da, pentru că îți place. Da, și ce s-a întâmplat, ce mi se întâmplă acum? Faptul că nu mai cred că a plecat Ana, managera mea care a făcut tot. M-a reintrodus pe mine în proiecte cu adevărat și aici văd câtă valoare adăugată vin eu și numai eu puteam să fac asta. Și să știi ce se și întâmplă, deci apar oameni în jur, se conectează niște sincronicități, niște momente, niște se întâmplă tot, da. A făcut spațiu să fiu eu, să fie energia mea și viziunea mea și ce văd eu la alții. Asta spațiu, că o să mea se întâmple lumea acolo. Da, adică mare nu sunt ce de nu, n-am mai avut. E totul bine și de fapt fără asta nu era bine. Ai cred că e ca ai nevoie. Să știi și viziunea mea. Vorbești cu plăcere despre antreprenoriat. Vezi și acum pe aia când te uiți la tine să vezi de sigură ești de aia, de aia, de aia. Mă știi cum eram când nu știam Cristi, deci omul de acum o lună nu mai are legătură cu... Asta va avea cu siguranță în impact. Dezvoltarea face ca totul din jur ce genere. Și cum ai spus că toate momentele sunt grele, e atât de rău. Dar tu știi că nu, că oamenii zic, descurc, cum ești, mă descurc. Nu vreau să zic că descurci, dar asta nu înseamnă că journey-ul nu e greu. Descurci, de acord, bun, toți ne descurcăm, dar journey-ul e tot greu. Spune-l că e greu, nu zice că... Mai ales că nu te-ai mai cu aia, până ce trebuie să faci. Asta pe mine mă face așa, îmi face creierul, că nu până găsesc soluția. Nu poate să... Eu, dacă nu... Că mă trezesc și notez. Deci eu am trimit mail-uri noaptea, toată noaptea de alea, de pagină. Să facem și un selfie aici. Mulțumesc mult.